Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne revedem. Eu sunt Abi și ca de fiecare dată vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. Sunt preparate tradiționale cu care cei mai mulți dintre noi am crescut, așa cum sunt cozonaci. Bunica mea avea o mulțime de reguli când venea vorba de cozonaci. Să nu deschizi ușa, să ai grijă de câte ori l-ai lovit de masă, să fie cald în casă și multe altele. Astăzi vom pregăti un cozonac mai modern, din două culori, cu Nutella, care nu are nevoie de atâtea reguli, însă iese superb și la gust și la aspect. Dați un like acum și haideți să pornim la treabă! Pentru această rețetă am folosit 680 grame făină, 300 ml lapte cald, 180 grame zahăr, 50 ml ulei, 50 grame unt topit, 30 grame drojdie proaspătă, 2 plicuri zahăr vanilat, coaja rasă de la o portocală, o lingură esență de vanilie și un praf de sare. Pentru aluatul cu cacao am folosit 4 lingurițe cacao și o lingură esență de rom, iar pentru aluatul cu vanilie am mai folosit încă 4 lingurițe de făină. Pentru umplutură am folosit 140 grame de Nutella și 50 grame nucă, iar pentru uns deasupra un gălbenuș și 2 linguri lapte. În plus, mai folosim puțin ulei pentru uns blatul de lucru. Astăzi vom frământa la robot, așa că în bolul unui robot adăugăm mai întâi ingredientele lichide, după care celelalte solide. Laptele cald, untul, uleiul, ouăle, esența de vanilie, coaja de portocală, zahărul, zahărul vanilat, făina în care punem praful de sare și amestecăm puțin cu lingura și drojdia. Punem cârligul pentru frământat și pornim la viteză mică. Curățăm pereții vasului cu o spatulă, după care frământăm pentru 10 minute. După timpul de frământare, scoatem aluatul pe masa de lucru, pe care o ungem cu foarte puțin ulei. Împărțim aluatul în două părți cât mai egale. Punem o parte de aluat înapoi în vas. Punem făină. Și mai frământăm puțin. Pentru ca ambele aluaturi să fie egale, câtă cantitate de cacao folosesc la aluatul cu cacao, atâtă cantitate de făină folosesc la celălalt aluat. Ungem un bol cu ulei. Modelăm puțin aluatul într-o bilă și îl punem la dospit în bol. Procedăm la fel cu partea cealaltă de aluat. Îl punem în bol, adăugăm cacaua și esența de rom. Și frământăm iarăși până se omogenizează perfect. Formăm și din aluatul acesta o bilă, pe care la fel o punem la dospit într-un bol uns cu ulei. Acoperim bolurile cu folie alimentară și lăsăm la dospit până își dublează volumul. Bineînțeles, într-un loc cald. Făcea bunica mea o căldură în casă atunci când avea cozonacii la dospit ca să crească frumos. Când sunt gata dospite aluaturile noastre, tăiem nuca pe un tocător împreună cu cuțitul. Haideți să vedeți ce frumos arată, așa umflate. A crescut minunat.
punem nuca tocată înapoi în bol. Pe masa de lucru ungem cu puțin ulei, aici unde întindem, și întindem prima parte de aluat. Cu mâinile, apăsând ușor, întindem într-un dreptunghi de aproximativ 30 pe 40 de centimetri. Procedăm la fel și cu partea cealaltă de aluat. O, ce minunat! A crescut! E atât de pufos! Uite ce bule are pe aici! Întindem cu mâna ca să nu aplatizăm foarte mult acest aluat și să scoatem aerul din el. Uite, dacă observi, are mici bulinuțe, bulinuțe, mici, 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 mici în el. Cu un sucitor, pe un sucitor, rulăm partea aceasta cu cacao și o punem peste. Întindem Nutella pe o parte din aluat. Iar peste Nutella presărăm nuca. Partea opusă o tăiem în fâșii de aproximativ 1 cm până la jumătate. Și rulăm fiecare fâșie, ca să arate ca o spirală. Și cu grijă rulăm cât mai strâns. Se vede frumos? Se vede super! Și punem în tava în care am pus hârtie de copt. Și lăsăm la dospit până când ajunge aproape la baza tăvii. După timpul de dospit în tavă, haideți să vedeți ce frumos a crescut și în tavă, îl ungem cu gălbenuș amestecat cu lapte. Coacem la cuptorul preîncălzit la 160 de grade Celsius, la programul cu căldură sus-jos, pentru aproximativ 50-55 de minute. Cel mai sigur, facem testul cu scobitoarea. Când este curată, este gata. Însă, încercați să nu ajungeți la o oră la cuptor, pentru că altfel se va usca. Arată minunat! Abia aștept să gust. Îl mai lăsăm așa în tavă pentru 5 minute, după care eu, înainte de a-l scoate din tavă, îl las pentru 5 minute pe o parte, 5 minute pe o parte, ca să nu îl scot direct pe grătar să se plioștească așa deodată. Scoatem cozonacul cu grijă pe grătar și îl lăsăm la răcit complet înainte de a-l gusta. Dragii mei, momentul mult așteptat. L-am lăsat să se răcească ca să putem să-l tăiem frumos. Sper că s-a răcit destul și că va ieși frumos la tăiat. Că de arătat arată minunat. Yummy! Ia uite aici, cu și mai multă umplutură și mai colorat. Nu e răcit complet, e încă puțin tel cald, dar e numai bun de gustat. Sincer, mie așa îmi place cozonacul, să fie puțin cald. Mamă, ce gust! Mamă, ce gust! Ce aromat e! Hai să luăm și puțin așa cu umplutură. Arată minunat. N-am îți plouă în gură. E așa de bun și aromat. Minunat.
Eu zic că merită să încercați acest cozonac cu Nutella. Nu se face deloc mai greu decât cel clasic, dar iese ceva wow! Dacă v-a plăcut rețeta noastră de astăzi și ne-ați urmărit până la sfârșit, sper că nu v-ați luat like-ul înapoi, iar noi vă mulțumim! Verificați să aveți clopoțelul pentru notificare activat, apoi distribuiți acest video prietenilor voștri. De asemenea, vă mulțumim foarte mult pentru comentariile voastre și pentru susținere! Până data viitoare, nu uitați, cozonacul în două culori cu Nutella are alt gust atunci când îl pregătești cu plăcere. La revedere, pe curând! Opa! Stai! Stai că nu mă pot ajuta singură. Stai o secundă. Mamă, ce-l stricai fix acum. Sper că s-a răcit destul și că va ieși frumos la tăiat.